aici în tur, dacă nu ajungem, e dezastru, dezastru, dezastru. Ouleu, mamă, și cât am ocolit acum. Pentru că avem un drum așa foarte twisty și fain aici. Să vă, să vă pun niște poze cu ea în costum de baie la mine pe Instagram, trebuie să mergeți numai să mă urmăriți. Că suntem singuri turiști. Vedeți ceva pe aici, pe gaura asta ce am găsit să bag camera? E ceva distanță de la fortificații, de la ziduri din partea asta, de lângă drum până sus la biserică. Asta e satul Bazna. Din ciclu ce putem să pățim noi în aventură, în plimbare, prin și un pui de incendiu aici. Îți convins că v-ați aștepta la o ciorbă de burtă, dar nu, pentru că suntem la dietă, așa că ne-am luat acest șnițel care se poate măsura. Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine, Alex și Iulia, pe motor aici. Suntem din nou împreună, nu că ne-am fi despărțit sau ceva din ăsta, suntem din nou împreună pe motor la o tură de duminică. Una din turele din duminicile noastre. Astăzi merem împreună, vă luăm și pe voi aici pe șa între noi doi, să stați îngrămădiți, să vă fie bine și călduți. Să vedem biserica fortificată de la Bazna. Bazna e undeva în județul Sibiu, la două aruncături de băți de Mediaș. Nu știu cât avem de la Cluj, parcă avem 100 de kilometri, 90 și ceva, cel puțin pe traseul pe care luăm noi acum. Deci vreo două ore ar trebui să fim acolo. Pentru că noi am optat pentru varianta scenică a traseului. Și anume, cel puțin acum la dus, nu o să mergem pe autostradă, că aveam opțiunea de mers pe autostradă până la Târnăveni, pe autostrada 3, să ne suim de la Gilău, am fi ieșit din Cluj spre Gilău, Gilău și autostrada 3 până la Târnăveni, dar nu o să facem asta, cel puțin acum, cred că e dimineață și faină, deși răcorită, sunt numai 22 de grade. Am zis să mergem pe ruta scenică, și anume prin Turda, că nu ne-am mai blestemat de mult zilele, trecând prin spărturile care se găsesc în Turda, după care o să luăm în direcția județului Alba întâi, spre Unirea, Ocna Mureș ulterior, și de la Ocna Mureș de-abia o să o luăm spre Bazna. Dar oricum, voi cred că deja ați văzut traseul față de noi, tot v-am pus deja harta în față, deci știți mai bine unde mergem, nu e nicio problemă. Știi și pe unde ne întoarcem, că de obicei puși harta de întors. Dar anyway, în schimb, ceea ce e foarte interesant la traseul nostru de astăzi este că o să trecem printr-un loc pe care ne dorim să-l vizităm de mult. Și culmea, astăzi ne-am uitat pe site-ul lor și am văzut că e închis, și anume pe la Castelul Jilvei, castelul, și sper că pronunț bine, că nu l-am auzit niciodată numele ăsta pronunțat, numai din citit, Bethlen Haller. Sper din suflet dacă zic bine, și dacă nu zic, puteți să mergeți în comentarii dacă știți cum se pronunță corect și să-mi spuneți. Așa că o să trecem și pe acolo astăzi, o să-l vedem numai din exterior, nici nu știu dacă putem să ne apropiem de el fiind închis, dar sigur trecem prin localitatea în care se află castelul ăla, undeva mai aproape, mai în drumul nostru. Da, cam astea fiind spuse, ăsta e programul nostru de duminică asta. Vă mulțumim și vă urăm drum bun alături de noi și vă mulțumim că sunteți aici alături de noi. Și ce să zic, apăpaie și bătaie și ne vedem mai încolo de pe traseu. Și iată ne ajungi în Turda, orașul care a inventat reasfaltarea drumurilor și de atunci se ține tot doar numai de acest hobby. Pentru că de 15 ani, 16 ani de când stau eu în jurul în Cluj-Napoca, pentru că în jurul Turdei în Cluj-Napoca nu a fost niciodată o perioadă în viața mea în care să nu se lucreze în Turda la drumuri sau să aibă vreodată un stadiu definisat în care toate sunt gata. După cum vedeți, este la fel, numai aceea stare și acum nimic nu s-a schimbat. Toți lucrează chiar aici în sensul de intrare dinspre Cluj-Napoca. Văd că aici deja ne și dirigează pe ocolitor. Da, și GPS-ul meu zice la fel. Deci se știe că e o problemă. E fain afară, e duminică dimineață, nu prea e trafic în partea asta. Nu prea a fost trafic pe drumul european spre Turda. Și în general drumul, adică tot timpul drumul de Cluj-Turda e un drum bun, asfaltul e fain, e făcut de câțiva ani, am văzut că se lucrează bine și la autostradă, dar
aici în tur, dacă n-ajungem, e dezastru, dezastru, dezastru. Și acum drumul ăsta spart pe care suntem și îl vedeți, la ăsta nu se lucrează. Asta e starea lui naturală, drum. Da, na, anyway. Ieșim imediat din turna câteva minute în direcția județului Alba. Nu ce fac ăștia doi, unul pe parte, altul pe altă parte. Am de merg în aceeași direcție, dar trasee diferite. Dar nu-i nimica, noi ne uităm și râdem la ei. Deci, cum ziceam, imediat ieșim în direcția județului Alba și o să luăm spre Unirea, după care Ocna Mureș, traversăm Ocna Mureș și după aia tragem pe dreapta acasă, ne punem GPS-ul către următoarea destinație, următorul punct pe astăzi, pentru că tomtomul meu nu a știut traseul pe care l-am văzut eu azi pe Google Maps înspre Ocna Mureș, castelul Jidvei și de la Jidvei spre mănăstirea Bazna, spre satul Bazna. Așa că o să mergem din aproape în aproape și când ajungem acolo la castelul Jidvei o să vedem care e treaba cu drumul, de ce nu știe tomtomul, pentru că am hărțile actualizate și de ce nu știe tomtomul drumul ăla între castelul Jidvei și Bazna. One hour later. Vreau via oare ăsta nu e asfaltat drumul și de aia mă duce pe aici. Ia. Ouleu. Da. E neasfaltat. Dacă mergem toată în partea asta, am venit foarte prost. Mamă, și cât am ocolit acum. Că nu știam de ce nu mi-l arată ăsta. No. E o oră și un sfert, dacă și autostradă bucată. Da, să vedeți ce s-a întâmplat. Filmez? Da, filmez măcar tura asta. Deci e ziua rateurilor pentru mine, din oricare motiv. În primul rând, dacă vorbi vreo 15 minute după ce am intrat aici în Ocna Mureș și am crezut că filmez și nu am filmat. Și în al doilea rând, când am vrut să ieșim acum din Ocna Mureș și să mergem în direcția aia, mi-am dat seama, pentru pe traseu, cum am zis mai devreme, nu mi-apărea pe GPS-ul ăsta de la tomtom și nu înțelegeam nici cum de ce. Și am tras acum pe dreapta și m-am uitat pe Google Maps ce sunt pe traseul pe care voiam noi să mergem, este un traseu de hiking, de drumeție. M-am uitat cu zoom că nu înțelegeam de ce nu mi-apare pe ăsta pe tomtom, că vreau să mergem din aproape în aproape. Da, it is what it is, salut, bună dimineața colegii! Că dăm o tură până la Socri, în Ocna Mureș, ca să-i salutăm tot dacă suntem aici, pentru că acum urmează să ne întoarcem de la Ocna Mureș, să ne suim pe autostradă după Câmpia Turzii și totul să mergem pe autostradă până la Târnăveni, că se pare că aia este singura noastră opțiune ca să ajungem astăzi acolo. Așa că da, rămâneți aproape, dăm o tură pe aici și după aia pornim mai departe spre biserica fortificată din Bazna. No, gata și vizita la Socri din Ocna Mureș, mă deschid aerisirile la cască. Că a început să se încălzească, că era 12. Haide, zice 24 de grade, parcă nu e așa de rău, dar parcă totuși cum am stat un pic în soare ne-am încălzit. Dar gata și vizita la Socri din Ocna Mureș. O să o luăm acum, fiindcă am dat o kickstare cu traseul pe care ne-am propus noi și ne-am informat acum, de fapt, de la Socri meu. Există drumul ăla, dar nu e făcut, e destul de praf și mai bine că nu ne-am băgat să mergem tot înainte. M-am gândit eu că mi se părea ciudat, pentru că pe Google Maps apărea ca traseu de hiking, de drumeție. Deci bine că am fost inspirat să-mi pun așa din mai multe bucăți și n-am ajuns pe acolo să nu avem vreo surpriză. Mai ales dacă nici măcar nu-i drum de neasfaltat, e doar drum de drumeție, da, e doar traseu de drumeție. Așa că acum o să ieșim din Ocna Mureș și o să o luăm încetuțul spre Lunca Mureșului, zice Iulia. Da, Iulia confirmă, o să o luăm spre Lunca Mureșului, după care de acolo vom ține traiectoria să ne suim pe autostradă și se pare că ne suim pe autostradă până la urmă astăzi. Pentru să ținem autostrada până la Târnăveni și ulterior de la Târnăveni o să mergem direct spre biserica fortificată.
pentru că acum Castelul Jidvei nu ne mai este în drum. Așa că opresc ăsta momentan, mai ales dacă imediat în câțiva kilometri intrăm pe autostradă, nu are rost să vă pun buzii de autostradă încă și ne vedem după Târnăveni când o să ne dăm iar jos. Doi! Da, no, gata, ne-ați prins exact coborâți de pe autostradă după ce am făcut 17 km pe autostradă, vreau să zică, că de când am vorbit ultima dată noi am făcut mai mult, pentru că am traversat toată zona aia de la Ocna Mureș, Lunga Mureșului, Războieni și alte astfel de localități a căror denumire nu mi le aduc aminte până ne-am suit pe autostradă. Am prins un mutuț pe autostradă de noi adevărat, îmi pare rău acum trep când am lăsat camera pornită pentru că ne-o zăpăci de cap și din față și din laterală, exact cum e mai rău. Da, nu-i nimica. Am traversat-o cu bine și acum ne-am dat jos să o luăm în direcția Târnăveni. Ia să vedem, Iernut, 3 km încolo, nu încolo, mergem spre Târnăveni. A, așa. Târnăveni și media și perfect, pentru că biserica noastră e la o lumbătură de băzi, după cum am zis, de media. O să rămâne să vedem cum o să ne întoarcem acasă astăzi. Dacă să venim tot pe autostradă, dacă e așa vântul în continuare, sau o să venim pe drumurile naționale, europene, drumurile standard românești. Pentru că nu e cu mult mai lung, de fapt e mai scurt dacă venim pe drumurile care nu țin de autostradă, dar sunt mai încete. Autostrada e mai lung, dar totuși chiar și așa e mai rapid din cauza vitezei. Dar o să vedem. Ideea e important pentru noi acum să ajungem acolo la Bazna, să vedem biserica, să mâncăm ceva de prânz, că suntem amândoi nemâncați și așteptăm să ajungem să găsim un restaurantel frumos acolo în sătucul ăla saxon, ar vrea să spun, dacă mă înșel și mi-aduc bine aminte din cititurile mele. Adică, clar, biserica e totul cu influență germanică, saxonă, cum se zice la noi, să-și ască, am un cuvânt greu pentru mine. Și mă aștept ca și satul, fiind și în zona asta, și biserica de așa fel să fie tot de influență să se iască, așa. Și nici nu mai avem mult, mai avem 31 de kilometri, jumătate de oră pe aici, pe drumurile astea naționale. După cum vedeți, afară e super frumos, super, super frumos, asfaltul e bun pe aici. A fost mai răuț acolo după ce am plecat din Ocna Ureș până ne-am suit pe autostradă, pentru că era destul de denivelat și prin multe sate, îngust asfalt, acoperit cu balegă, nisip mult și de asta. Dar partea asta, cel puțin momentan, după ce ne-am dat jos pe autostradă la Târnăveni sau înspre Târnăveni, e super fain asfaltul. Așa că nu mai avem jumătate de oră și ne ajungem la destinația finală de astăzi. Să vedem și noi biserica fortificată din Bazna. Înainte de Târnăveni, am trecut peste un deal și avem un drum așa foarte twisty, coborârea spre Târnăveni. Am apucat să punesc camera de la început, că m-a luat drumul pe nepregătite și pe curbele astea până acum nu prea am avut cum să pornesc camera, gen fizic. Trebuie să-mi iau o telecomandă, dar atât vreau să vă arăt. Să vedeți și voi ce drum twisty și fain este aici de motor. Calitatea asfaltului nu e cea mai grozavă, pentru că e foarte mult asfalt murdar și cu chestiile astea pământ balegă, dar am văzut și ceva pete de bitum, păreau motorine, habar n-am, negre, erau așa două dâre stângă dreapta și noroc că ne-am băgat printre ele, exact pe o curbă la coborâre, noroc că nu veneam tare. S-ar fi părut cam periculoase să iau alea din plin, să mă sui peste una din ele. Dar în mare, again, e foarte fain drumul ăsta după ce cobori autostrada de la Iernut, punctul ăla unde am coborât-o, în direcția Târnăveni. Mai ales că, uite, ce twisties faine sunt aici. Și
și am avut așa o mână bună de curbe de sus până aici. Da, iată, ne-a ajuns în Ternăveni. Și să vedem ce zice GPS, unde trebuie să luăm spre Media Sibiu la stânga. Da, hai să deschid un pic și viziera, că m-am cam încălzit pe curbele astea la vale. Și da, la stânga. O luăm pe strada Republicii din Târnăveni. Domnul merge încolo, domnul din Cluj nu are semnalizare, cu Duba din Cluj. Ai, nuntă, să trăiască Miri! Uite, dacă e faină biserica, îmi pare rău, din păcate eu nu am să mă întorc, să vă filmez. Deci trebuie să credeți pe Iulia pe cuvânt, dar uitați ce fain e centru, uitați clădirea asta din Târnăveni, ce-o fi. Ce faină e. Păi mă gândesc că e centru. Deci Colegiul Tehnic Târnăveni, ce fain a fost. Era în curs de reabilitare, frumoasă clădire, frumos Colegiul Tehnic aveți Târnăveni, bravo. Ia să eu mai am baterie în... Da, în camera asta mai am. Bun, strada Victoriei. Și noi trebuie să continuăm 18 km până la Bazna. Benzină mai avem. Consum mic avem. Presiunea pneuri încă e cam mică, că nu am găsit o benzinărie cu pompă, să îmi dau un pic de presiune în roți pentru două persoane, da, e ok. Că nici nu-i scăzută, e nepotrivită. Și zice Iulia că o și slăbit. Asta în caz că voi care vă uitați pe YouTube la noi nu știați că Iulia a slăbit în ultimul timp, da. Că vă o să vă pun niște poze cu ea în costum de baie la mine pe Instagram, trebuie să mergeți numai să mă urmăriți. 17 km, 18 minute de aici, din Târnăveni. Tocmai am intrat în Blăjel, care e un Blaj mai mic și nu glumesc. Chiar așa se numește localitate și imediat în câteva sute metri, uite aici în față, 90 de metri de-a dreptul, noi o să facem o dreapta spre Bazna, unde mai avem 4 km până la destinația noastră de astăzi. Foarte fain drumul din Târnăveni până aici, e foarte twisty și sunt jos, sunt jos, stânga-dreapta, numai că asfaltul nu a fost de cea mai bună calitate, în sensul că e și foarte valoros, cum au fost de altfel și tot drumul după ce am coborât de pe autostradă până aici și destul de murdărel asfaltul, adică nu îți permite să te dai foarte, foarte sportiv, adică nu îți permite să te dai sportiv deloc, dacă ar fi cazul, să vă dați, nu e cazul nostru, dar zic așa la modul general să vă faceți o idee. Pentru când vă gândiți să veniți și voi în zona asta. Dar locul, locația e foarte faină, zona prin care am trecut e foarte faină, e tot drumul așa cum vedeți de jur împrejur acum. Mi-a plăcut foarte tare traseul și ne bucurăm că am ales opțiunea asta pentru azi. Traseul ăsta pentru astăzi, atâta dacă am fi fost mai inspirați din prima să plecăm de acasă pe drumul corect, dar nu-i nimica. Față de cei de pe Titanic, noi putem să spunem astăzi mai bine mai târziu decât niciodată, pentru că în aproximativ 3 minute și 30 de secunde vom ajunge în satul Bazna. Bun, și iată ne ajungem în Bazna. Imediat o să trebuiască să facem aici o dreaptă. Uite, se vede acolo biserica, să fie atent la curbă. Dar ajungem acum în 370 de metri. Salutare colegii, salută tu Iulia. Bun, și avem în față biserica reformată din Bazna. Am ajuns cu bine. Și acum nu ne rămâne decât să sperăm că o să găsim deschis și putem intra, nu e nevoie să ne scățărăm pe aici pe geamurile astea. Nu pe geamuri, pe ce sunt astea, garduri. Ca să ajungem la ea, hai să vedem care-i treaba aici. Uite, pare că se poate ajunge. Am văzut o poartă deschisă, bun. Aici e stop, dar o parcare, ceva, nu avem? Uite aici, mă gândesc că asta e parcare de asta aici, așa. Nu, Iulia, tu ce zici?
Da, uite, am ajuns. Doamnelor și domnilor, biserica reformată din Bazna. Astăzi e prima dată când Iulia are camera ei de filmat. Pentru că de acum ea va fi responsabilă, cum avem două camere, ea va fi responsabilă de B-roll. Și foarte fericită, deja și-a luat foarte în serios poziția asta de secondary camera operator. Dar pentru noi, uitați-ne, ajuns aici la biserica fortificată din Bazna, despre care am un feeling la cât e de gol pe aici, că suntem singuri turiști și e închis. Am cash la motocicletă, de ce? Păi am crezut că ai tu. O să ne întoarcem să luăm de la motor, dacă îi deschis. Dar am așa un feeling că nu e deschis. E foarte impunătoare, nu știu dacă reușiți voi pe cameră să înțelegeți cât e de mare. E foarte mare. Hai să vedem dacă este ceva program de vizită, cât de rău am dat-o cu buta în baltă, că am venit neanunțat. Foarte închisă, nu închisă. E cam cald, da. E cam cald și cam închis. Hai să vedem ce zic aici. E foarte închis. Da, deja că închis ce vizitez. Ce e aici? Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Bazna. În secolul al XIII a fost construită o biserică romanică de la care s-a păstrat o strană din piatră în cor și fragmente ale portalului de vest. Se presupune că la sfârșitul secolului al XIV ar fi existat deja o biserică gotică aici, care la începutul secolului al XVI a fost transformată în biserică hală și fortificată. Curul a fost supraînălțat cu trei niveluri, realizându-se un turn de apărare. No, informațiile sunt faine, ce să zic, dar Iulia deja a găsit o soluție. Nu, uiți pe cheia, pe gaura cheii, îți pare rău că nu poți intra. Uite aici, voi vedeți ceva pe aici, pe gaura asta, ce? Am găsit să bag camera. Cred că vedeți mai bine decât mine. Stranda. Văd, nu mi-a scris pe o plăcuță. Pare că am uitat ce-a frumos. Da. Well. Na, măcar am văzut-o de jos. Uite ce scrie. Scrie în german acolo, nu știu ce scrie. Scrie concerte în fiecare luni la ora 7. Da, luni la ora 7 lucrez. Deci nu mă știu cu nimic. Mâine e orgă. Mâine cântă la orgă. Și vrei să stăm până mâine? Avem o muță acasă, trebuie să mergem să-i dăm tratamentul. Avem o muță bolnavă acasă. Trebuie să mergem să-i dăm tratamentul. Mă filmez așa epic, să o vedeți în spatele meu. Ce fain arată. Și eu, no, biserică fortificată, vă dați seama. Uitați ce mare sunt zidurile în comparație cu înălțimea mea. Ia, stai să vin aici lângă ăsta. Poate să vede mai mare, mai bine cât e de mare zidul. Da, ăsta e zidul, vă dați seama cât e și turnul ăsta de la intrarea în biserică. Atunci și ulterior, pentru că ăsta e, turnul face parte din fortificația care se de jur împrejurul bisericii. Și biserica după ce se vede ăla aici, sper că vedeți cât de cât colțul ăla. Aia e biserica. Dar din păcate se pare că nu este în duminica asta program de vizită. Mare, mare păcat. Vă mai las o dată să vedeți denunghiul ăsta. Pentru că e cel mai bun unghi pe care îl avem la dispoziție. Altfel nu putem să ne apropiem mai tare, pentru că fortificația, dacă ați observat când veneam în coa, pe cameră, până jos la drum, dar e ceva distanță de la fortificație, de la ziduri din partea asta, de lângă drum până sus la biserică. Prostiile, hai să mâncăm. Și casele de pe străduța asta unde am parcat-o pe Heidi, Heidi pe aici pe undeva, și casele astea sunt foarte faine. Toată străduța asta e superbă, mai ales că primele din ele sunt renovate. Una e în curs de renovare, foarte faină aici ce se vede, străduța. Adică vreau să o laud cu drag că și biserica e într-un loc, și biserica e faină în sine, monumentul, dar și locul unde se află. Plus că satele astea să se ieșteți, wow. No, cam asta a fost. Când întoarcem acum, este o albinuță,
întoarcem acum motorul, pentru că v-am zis că am văzut și un restaurant care părea interesant de pe Google Maps. Măcar dacă tot am venit până aici, măcar să mâncăm ceva. Nu că măcar, nu ca și cum avem de ales, suntem leșinați de foame. Toate buzunarele sunt închise, cheile sunt închise, da? Eu asta mă verificam. Trebuie să mergem în direcția din care am venit, nu? GPS-ule, tu ce zici? Practic mai filmăm sătucul acum pe lung un pic. Așa. Uitați ce sătuc fain. Deci ăsta este satul Bazna din județul Sibiu. Mai au biserica acolo, tot destul de veche. Nu cred că e la fel de veche ca asta, la care am fost noi acum, ca biserica fortificată din Bazna, dar pare tot destul de veche. Să vedem, liber dreapta, liber stânga, cât vedem noi. Și satul e așa presărat pe tot dealul ăsta, sau pe toate dealurile astea de jur împrejur. Și noi ar trebui să facem o stângă aici, de nu-mi dau seama, asta e sens girator, ce e aici? Cred că puteam să iau pe acolo, o să iau pe aici acum. Dacă nu sunt indicatoare, eu n-am ce să le fac. Așa. Casa Bazna, pensiune. Da, ăsta e satul Bazna. Un sat cu specific săsesc, exact cum am văzut de atâtea ori și în atâtea clipuri la noi pe YouTube, pe YouTube-ul ăsta, Alex pe motor, pe canalul acesta. Și vă dați seama, mie îmi place la nebunie. Dar nu mai am voie să-l aud, că mi-a tras un prieten și un fan de-al nostru, atenția, să nu mai zic că totul e fain și minunat. Așa că o să zic că mie îmi place foarte mult. Și treaba voastră dacă considerați dacă e fain și minunat sau nu. Bine, nu casa asta, stai ca în paragină. Da, taverna Sasului. Păi e închis că la două se deschide, nu? Așa am văzut pe net. Bun. Na, poți să te dai jos, Iulia. Măcar să nu stăm în soare, hai stăm la umbră. 20 minutes later. Și hai să vă povestim și vouă ce s-a întâmplat aici la taverna... Cui? Taverna Sasului. Da? În... taverna Sasului de aici din sat. Am venit, am stat cu el la 10 minute pe băncuța acolo în față cu minciori și am așteptat că na, pe programul pe Google Maps, uai ce m-a alunecat pe iarbă, programul pe Google Maps zicea că se deschide la ora 14 și noi am ajuns la 14 fără 10 și am stat cu minciori și noroc că s-a uitat Iulia la ora 14. De ce nu-i niciun semn? De ce nu pare nimeni să deschidă? Nimic. Deci stai, Iulian, nu te sui un pic, stai. Să dau mai în față, chiar am într-un șanț. De ce nu apare nimeni să deschidă? Poftiți. Și noroc că s-a uitat Iulia pe Google Maps și în review-uri, unde un review de acum o lună zicea că restaurantul e... un review de acum 5 zile, unde zicea că restaurantul este temporar închis pentru că s-a schimbat administrația și refac partea aia. No. Asta 10 minute pe băncuță, acolo în față la umbră, ne-am odihnit. Ne-am tras aerul. Trebuia să bem și o gură de apă, acum că mă gândesc în retrospectivă, dar nu-i nimica. Pentru că acum ne-am suit înapoi pe Heidi și o să pornim în direcția Târnăveni, ne întoarcem practic de unde am venit. Că în Târnăveni cu siguranță, adică sper, să găsim un restaurant, să mâncăm și noi ceva deja de prânz, că e ora 2:10 și ar cam fi cazul să mâncăm ceva de prânz, după care o să luăm încet, încet înapoi spre casă. Așa că na, hai să-i dăm bice spre ultima oprire de astăzi și anume masa de prânz. Deci suntem aici la restaurantul ăsta, terasa asta din Târnăveni. Și pe zăvor scrie închis. Și acum stăm. Adică stau. Bine, mersi pe Heidi. S-a dus Iulia să verifice că au văzut poarta asta. Să vedem dacă ne se arată și nouă asta să mâncăm sau mâncăm acasă ce avem la pachet, ce am primit roșii și castraveți de la socrii. Cere și ți se va da. E deschis? Da. Hai. Mâncare! Stai să punem bagajul ăla în plus, să nu cărăm tiotul cu noi. Meniu, vedeți, nesponsorizat, dar meniu
că suntem leșinați de foame. Și Iulia, spune-ne, cum ți s-a părut biserica fortificată din Bazna? Mi-a plăcut pe exterior biserica. În schimb, având în vedere că e weekend, mi-ar fi plăcut să fie deschisă, totuși. Și cât am putut să văd pe acolo, seamănă cu ceva biserică pe care am văzut-o când am fost odată la Viscri. Un pic. Și în rest, tura a fost foarte frumoasă. Se vede că n-am mai fost din iunie și un pic mi-a fost dor. Bună ziua! Din ciclu, ce putem să pățim noi în aventură, în plimbare? Prins un pui de incendiu aici. Îți convins că v-ați aștepta la o ciorbă de burtă, dar nu, pentru că suntem la dietă, așa că ne-am luat acest șnițel, care se poate măsura ca mărime. Ia să văd, pot să-l cuprind. Așa. De câte ori e mai mare decât un cap de bebeluș? Ce? Testează, știu că am văzut că te chinuiești tu să testezi. Cam da. Ești mulțumită? Ai grijă la mașini, poți să te... Du-te acolo și trebuie strada, că poți să-și opresc la trecere, știi? Toată strada stă după tine acum. Că... Aici, hai. Da, liniște-te. Bun, dragii noștri, cam asta a fost pentru noi astăzi. Asta a fost plimbarea noastră cu suișuri și coborâșuri, cu drumuri închise și drumuri care nu există încă, și mai ales cu biserici închise. Chiar dacă sunt biserici fortificate din secolul al XII-lea sau al XIII-lea, au și ele dreptul să fie închise duminica. Sau nu? Aștept părerea voastră jos în comentarii. Da, pentru noi asta a fost. Noi am mâncat acum aici bine în Târnăveni, după cum ați văzut, și am luat-o încet înapoi spre autostradă, că de acum dreptul să mergem pe autostradă până acasă, să ajungem și noi la pisicii noștri, să le dăm mâncare, să dăm tratament de pisicii bolnave. Deci noi am ajuns pentru astăzi. Asta înseamnă că o să mă opresc și din filmat aici. Asta de fapt nu o să mă opresc, o să las camera să meargă până se termine bateria, dar videoclipul nostru de azi aici se termină. Deci dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos, fără voi nu aș putea să cresc canalul ăsta. Mulțumesc celor care deja sunt abonați și care nu sunteți abonați, salutări colegul. Am să vă rog să luați în considerare să ne lăsați și nouă o abonare. Mă ajută foarte tare să creștem canalul ăsta. Pe lângă asta, dacă sunteți acolo rău, sunt butoanele aia, puteți presni butonul de like, puteți presni clopoțelul, puteți presni butonul de distribuire către prietenii voștri și mai ales puteți lăsa un comentariu, nu rău, numai vă rog, nu fiți nepoliticoși, comentariile nepoliticoase am să le șterg. Și ca o paranteză, observați acum ce fain e drumul ăsta, ce twist e drumul ăsta care urcă din Târnăveni înapoi spre autostradă. Dar așa ca o paranteză. Și tot așa o să ținem încă câțiva kilometri. De fără cum am traseul ăsta, numai grijă la calitatea asfaltului, că nu e cea mai strașnică. Dar astea fiind spuse, dragilor, apă, paie și bătaie și asfaltul scade.